Primul dintre șoferii care a avut ideea să-și împodobească mașina precum un brad de Crăciun a fost oprit de polițiști sâmbătă, 23 noiembrie, în timp ce se îndrepta spre stațiunea Rânca din Gorj, pentru că legea interzice montarea pe mașini aluminiilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. Șoferul în vârstă de 25 de ani din Vâlcea a fost sancționat cu amendă în valoare de 1320 lei. Certificatul se reține. V-am spus de la început, îmi asum riscul, fapt pentru care în final a rămas fără talon. Un alt conducător auto, un tânăr de 27 de ani din comuna Costești, a fost oprit la control vineri seara pe drumul național 7, pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea. Vâlceanul și-a împodobit mașina cu mii de luminițe, așa că a fost ușor de reperat în trafic. Din cauza luminilor neomologate, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 990 lei.